Bună ziua, vecină! Vă invităm la o petrecere de casă nouă. Astăzi eu și soțul meu ne-am mutat în căsuța de alături. În casa asta? Da, vă așteptăm la ora 17. Ciudat. A trecut deja o oră. Oare nu suntem bineveniți aici? Da, e foarte ciudat. Bună, intrați. V-am așteptat. Nu voi intra. Și voi nu așteptați pe nimeni. Nimeni nu va veni la voi. A venit să vă avertizez. Trebuie să plecați. Voi nu trebuie să vă aflați în această casă. Așa că trebuie să vă împachetați și să plecați. Mă auziți? Chiar acum. Pregătiți-vă și plecați. Grăbiți-vă. Știi, iubite, m-am gândit, hai să nu acordăm atenție la tot ce se spune. Ei bine, a venit o vecină și a spus niște lucruri stupide și noi ar trebui să ne facem griji pentru asta? Nu. Asta este o prostie. Nu știu cum este posibil, oameni tocmai au sosit, ea a venit și a fost nepoliticoasă. Hai să mergem la culcare. Haide! Ajutați-mă, vă rog! Ea mi l-a luat! Această casă este blestemată, nu pot să te ajut cu nimic! Vă implor, ajutați-mă! Eu nu știu ce să fac! Ei bine! Este o singură soluție de a distruge acest blestem. Blestemul poate fi rupt doar de puterea lui Dumnezeu. Iată!
Ține acest ulei, du-te și unge ușurii de la uși și puterea care este în acest ulei va distruge fiecare blestem. Ai înțeles? Da. Bine, fugi! Thank you.